Ierarhi, monahi, preoți și credincioși din toate colțurile Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au participat joi 6 noiembrie la slujba de înmormântare a Arhiepiscopului Eftimie Luca, care a fost oficiată de Înalpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Preoți și credincioși cu toții și-au amintit în această zi de ierarhul lor, cel care va rămâne cunoscut ca Eftimie cel Bun. Da, este astăzi un moment în care ne conducem pe ultimul drum pe arhipăstorul nostru, pe preasfințitul părintele nostru Eftimie. Toți preoții, toată eparhia este prezentă aici. Și chiar toată Biserica Ortodoxă este cu sufletul concentrat aici la Roman. Eu însumi am o emoție deosebită pentru că Preasfințitul Părintele Eftimie m-a hirotonit preot și este momentul când, trecând prin fața trupului său neînsuflețit, i-am sărutat mâna care acum 30 de ani m-a hirotonit și m-a pus în această înaltă și demnă treapta preoției ca să slujesc în Biserica lui Hristos. Toți preoții au același sentiment și nu putem uita că el a fost numit nu de noi, ci de faptele lui a fost numit Eftimie cel Bun. Un părinte cu adevărat bun, un părinte adevărat pentru noi, pentru toți. A fost un om bun, un episcop foarte bun. Altceva ce să spun. Astăzi cu ce gânduri ați venit la biserică? Astăzi la biserică ați venit să vă rugați. Da, da, pentru liniște, pentru toate care ne înconjoară. Da. Da, într-adevăr este o slujbă specială. Se pare frumos, vai frumoasă, Dumnezeu să-l ierte. Era un preasfințit de treabă, bun, evlavios. De obicei, nu mai, când era bolnav, nu mai venea în biserică. Nu am ce să spun nimic care spune el, toate cele bune și frumoase. Se spune că ar fi bun acesta. Da. A postul Sfântului Crăciun. Da, este un lucru bun. Cum se termină zilele la fiecare om de la Dumnezeu. Ce timp ați venit astăzi la biserică? Să vă rugați și pentru... Da, cu gânduri bune, dacă îl cunosc. Mi-am luat și nepoțica cu mine, că n-avem cu ce să o lăs acasă. El fiind mai în etate, mai avea și probleme cu sănătatea, dar oricum Dumnezeu să-l odihnească, ca să spunem așa, că e normal când se întâmplă. Totuși m-ar fi bucurat dacă mai trăia și azi cele 5 zile să-mi fi împlinit 100 de ani. Dumnezeu să-l odihnească, spun eu. Și am murit înainte de post, să spunem că acesta azi e un lucru. Dom'le, sunt anumite canoane bisericești care nu le știu eu. Nu sunt oameni care cunosc mai bine aceste lucruri decât mine. Asta. Dar eu oricum spun că asta e. Cu ce gânduri ați venit astăzi la biserică? Vedeam ce la ei. Slujba și ultimul drum a preasfințitului. Slujba specială. Da, da, bineînțeles. Trebuie să fac 100 de ani, acum duminică, pe 9, 6 de ani. Dar atât ea poate să fie. Potrivit Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, este locțiitorul arhiepiscopului Eftimie Luca până la organizarea alegerilor. Numirea noului arhiepiscop va avea loc după 40 de zile.